Dragi prieteni, trăim niște vremuri foarte provocatoare, și asta datorită pandemiei. Nu există discuție care să nu aibă menționat virusul care ne provoacă. Totuși, cred că este cazul să nu neglijăm sănătatea noastră în general. Și mai mult, este important să avem grijă de picioarele noastre. Fără picioare sănătoase nu putem face nimic. Începând de la servici, începând de la sport și nu în ultimul rând, nu putem avea concediile frumoase pe care ni le dorim. Persoanelor cu diabet le recomand să fie foarte îngrijorate și foarte atente cu picioarele lor. Atleții, sportivii de performanță nu pot să facă performanță, fără picioare sănătoase. Iar persoanele în vârstă cu picioare sănătoase vor avea o bătrânețe minunată alături de nepoții lor. În data de 8 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Podiatrului. Podiatrul este unicul prieten al nostru care stă la picioarele noastre. Podiatrul este cel care se îngrijește de sănătatea picioarelor noastre. Le doresc tuturor podiatrilor din lumea întreagă o. Aniversare deosebită și vă mulțumim că aveți grijă de picioarele noastre!